Mărturiile părinților și rudelor celor doi tineri care au murit în accidentul provocat de Vlad Pascu în timp ce conducea drogat au fost cutremurătoare. Familia, odată fericită, acum încearcă din răsputeri să supraviețuiască de pe o zi pe alta. Durerea e încă prea mare. Și a fost și prima dată când au dat declarații cu Vlad Pascu în sală. Acesta a venit îmbrăcat la fel ca la termenul precedent și a stat doar cu privirea în jos. Nu a schițat absolut nimic. Eu cred că acest om, nu știu, ori nu e întreg, ori are probleme, nu. L-am văzut la un moment dat plictisit, în rest, nu, n-am văzut nici măcar o urmă de regrete. Am ieșit să mă adun, da, într-adevăr, este o frază pe care nu vreau să o aud și cred că v-ați dat seama care este. Nu m-am uitat în ochii lui că era cu privirea în jos, eu nu cred că el o regretă. Continui să cred că el s-a urcat conștient la volan, doar fac acest lucru, doar să-i fac deosebit dreptate. La Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită, cel puțin 15 ani. Avocații victimelor au cerut iar în instanță, de această dată noi judecătoare, să schimbe încadrarea faptei. Vor ca Vlad Pascu să fie acuzat de omor și tentativă de omor, nu de ucidere din culpă. A doua oară când vine el și este prima oară când noi dăm declarații în fața lui. Nu știu ce să zic, dacă el acum conștientizează ce a făcut sau îi pare rău. Avocații dumneavoastră vor reuși să schimbe încadrarea juridică? Noi sperăm. Procesul a intrat într-un făgaș normal. Uitându-ne din nou, a 100-a oară pe acele imagini, părea la momentul respectiv că Vlad Pascu nu avea ce să caute în afara spațiului carosabil. Rămâne să vedem dacă va fi schimbată încadrarea. Roberta și Sebastian au murit în vara anului trecut. Erau la mare pentru a sărbători ziua unui prieten. Se întorceau la cazare în momentul în care mașina lui Vlad Pascu i-a spulberat. Încă 3 persoane din grup au fost rănite, printre ei Vlad și Cristina. Cei doi tineri au trecut prin mai multe operații și au povestit în fața judecătoarei că viața lor nu va mai fi niciodată la fel. Recuperarea fizică e grea, dar cea din suflete pare imposibilă. Eu sunt cel care a organizat această ieșire la mare, deoarece era ziua mea de naștere. Ziua mea e pe 20 august, era la o zi după accident și am petrecut-o pe patul de operații în spital. În urma rănilor fizice, am stat cu mâna în gips o lună și jumătate. Mi-am pierdut locul de muncă. Viața mea s-a schimbat în rău, din ce în ce mai rău. Am fost la psiholog, am luat tratament psihiatric, nu puteam să dorm noaptea. Aveam coșmaruri, anxietate, atacuri de panică. Am avut 4 operații momentan. Sunt doar 2 fragmente din declarațiile date de cei doi tineri. La rândul lor, părinții lui Sebastian nu vor bani de la Vlad Pascu și cer daune materiale doar de la asigurator. Era momentul, cred că, să oferiți acum banii? Părțile civile s-au constituit la dosarul cauzei, parte civilă cu sume pentru daune morale și daune materiale. Și avem posibilitatea aceasta ca în cursul judecății sau ulterior judecății sau între fond și apel să achităm toate aceste cheltuieli solicitate de către apărare. Un nou termen pe fond în acest proces se va stabili după ce instanța va hotărâ dacă se va schimba încadrarea juridică a faptei sau nu. Dacă încadrarea se va schimba, procesul va fi mutat cel mai probabil la tribunalul din Constanța. Dosarul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis 2 tineri și a rănit grav alți 3 în localitatea 2 Mai, a fost preluat de o nouă judecătoare în luna mai, după ce Ancuța Popoviciu, contestată pentru atitudine și comportament și găsită vinovată de inspecția judiciară, a cerut să fie transferată la Constanța. Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, iar instanța i-a reconfirmat judecarea în procedură simplificată. Aceasta reduce cu o treime limitele pedepselor, astfel că ar putea scăpa cu maximum 7 ani de închisoare.